O teorie din psihologie spune că rămânem blocați emoțional la vârsta la care am fost cel mai răniți. Memoria noastră emoțională legată de cât de rău a fost să simțim emoția aia rămâne blocată în stadiul ăla de copil. Uitați-vă la noi, adulți, că suntem incapabili să stăm cu anxietatea. Copiii nu se pot autoregla emoțional. Până la ce vârstă? Până la 45-50. Stau liniștit. Mai am. Dacă nu învățăm asta când suntem mici, în conexiune cu adultul de atașament, nu vom ști să o facem niciodată. Vom ridica la rang de artă rafinată fuga și ascunderea de emoții. Eu am descoperit, lucrând cu mine în primul rând, că așa arată iadul. Iadul este pe pământ și este în copilărie. El este sub forma unor emoții care sunt absolut copleșitoare. Ce soluție avem când suntem mici și singuri cu emoțiile astea? Una singură. Soluția automată pe care o adoptăm, strategia automată de supraviețuire, este disocierea de emoție. Voi depune foarte mult efort pentru a nu ajunge să o simt. Mă amorțesc. Partea proastă cu amorțitul emoțiilor este că nu le pot amorți numai pe la negativ. Nu avem un mixer pentru emoții. Avem un singur buton. Când dau butonul încet pentru tristețe, pentru furie... Dar oamenii mari ne-au învățat că tristețea nu ucide nici măcar depresia. Ceea ce ucide, de fapt, este ignorarea lor. Pot rănile pe care le ascunzi cel mai mult să-ți fie cei mai buni ghizi în viață? Da, dacă le conștientizăm, dacă le vindecăm. Noi ne uităm la oamenii care au reușit să transforme rănile în ceva frumos, în ceva bun. Însă majoritatea oamenilor nu fac asta. Pe mine m-au diagnosticat cu depresie cronică, da? Care însemna, de fapt, incapacitate de a simți emoțiile la capacitate maximă. Este o decizie inconștientă pe care am luat-o ca copil pentru că eram copleșită de emoții. Care crezi că sunt cele mai mari dependențe care pornesc din rușinea asta a femeilor? Una dintre ele este dependența de chirurgie estetică și de zona de beauty. Tristețe, vinovăție, rușine. Care e cea mai grea dintre ele? Cea mai grea dintre ele este rușinea. Rușinea este emoția care mă depărtează cel mai tare pe mine de mine. Dacă ne uităm numai la numărul de dependenți, nu la cei declarați oficiale, ci la numărul de dependenți în mod real, care este de 100%, da? Toți suntem dependenți. Cel mai mare stres resimțit al omului vine din efortul uriaș pe care majoritatea dintre noi îl facem ca să fim altcineva decât suntem, ca să nu mai simțim rușine, de fapt. Ca să fim acceptați. Oamenii cred că opusul dependenței este abstinența. Opusul dependenței este conexiune. Totdeauna. Cu alte cuvinte, nu putem scăpa de rușine decât în conexiune. Doar atunci când compasiunea reală este prezentă undeva într-un spațiu, oamenii își vor permite să se uite la adevărul lor. Dureros. Lidl susține conversațiile fain și simplu. Iar cred că întâlnirea de astăzi e ca un festival ăsta nezgomotos al minții, trupului și sufletului. Ar trebui să fiu recunoscător că sunt oameni care au venit aici din Republica Moldova, mulțumesc, sau de la Arad, ați zis, sau de la Bârlad, sau de la Oradea, Franța, Târgu Jiu, Sibiu, Brăila. Baia Mare. N-am auzit București. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru asta chiar cred că ar trebui să fiu conștient recunoscător. Asta e unul la mână și doi la mână. Vorbeam în conversația cu Cristi Onețiu despre faptul că bătălia în ultimii 10 ani în social media a însemnat de fapt controlul atenției și că această paradigmă se schimbă cumva și că urmează bătălia pentru controlul intimității. E o bătălie pe care eu simt, sincer, că nu trebuie să o duc, pentru că, până la urmă, cele mai frumoase cuvinte pe care am auzit oameni care mi-au spus chiar și astăzi, că podcastul, ascult fiecare episod și că podcastul a ajutat să mă schimb sau să mă trezesc sau să iau o decizie dură în viața mea. Dar cel mai frumos lucru pe care pot să-l aud atunci când mă întâlnesc cu cineva, cu un ascultător real al podcastului, este: adorm cu podcasturile tale. Ce control al intimității mai mare decât ăsta vrei?
Deci am reușit ceea ce inteligența artificială deocamdată se chinuiește să facă, să vă controlez intimitatea. Vă mulțumesc că sunt cu voi atunci când adormiți. Conștient și chiar subconștient. Conștient și subconștient, o să vorbim mult despre asta în conversația care închide conferința Fain și Simplu de la Opera Națională București. Doamnelor și domnilor, Petronela Rotar! O să facem un schimb de locuri. Știi florile alea din story-ul meu de aseară? M-am gândit eu. Erau pentru tine, dar nu alea, astea. Sunt pentru tine, Petronela, și mă bucur tare mult că... Mulțumesc, mie îmi plac foarte mult florile. Și mie, oamenii. Și oamenii, da. Îți mulțumesc mult de tot. Să le las aici deocamdată. Pentru întâlnirea asta. Îți mulțumesc că ai scris un articol în ziarul ăsta pe care o să-l primească toată lumea la plecare. Din care am reținut rândurile astea. O teorie din psihologie spune că rămânem blocați emoțional la vârsta la care am fost cel mai răniți. Deci cumva fiecare dintre noi știm vârsta la care am fost cel mai răniți. Sau nu. Și acolo suntem. Putem să nu știm vârsta. Sau o conștientizăm în seara asta. Dacă inima e un fel de hartă și mintea e o busolă, adică inima spune ce și mintea cum, aș vrea să ne punem și inima și mintea la treabă. Am atâtea întrebări pentru tine, Petronela, nu știu de unde să încep. De la faptul că fiecare dintre noi suntem absolvenți a unei școli de ascundere a emoțiilor? Din păcate, da. Cred că suntem absolvenți. Are toată lumea diploma la el? Chiar masterul. Da, și foarte, ai spus foarte frumos lucrul ăsta, foarte plastic, dar din păcate e adevărat, da, suntem absolvenți ai unei școli în care învățăm să fugim și să eludăm emoțiile, să le ascundem și să nu cumva să le simțim. Să nu fim prea iubitori pentru că am putea fi răniți, să nu fim prea deștepți pentru că am putea să deranjăm sau să fim hărțuiți și așa mai departe. De ce trebuie să învățăm, sau de ce suntem învățați și învățăm la rândul nostru să ascundem emoțiile? Cred că aici sunt mai multe componente. În primul rând, emoțiile noastre, e important să înțelegem că nu există emoții bune sau rele. Toate emoțiile sunt bune. Pentru că ele toate au apărut cu un scop adaptativ. Nu avem nicio emoție care să ne prisosească. Dacă ar fi prisosit, natura s-ar fi ocupat și ar fi scăpat de ea în evoluție. Toate sunt foarte importante pentru integritatea noastră și pentru evoluția noastră și pentru adaptarea noastră și atunci nu putem să le clasificăm în bune și rele. Sunt emoții sau negative și pozitive. Sunt emoții care se simt neplăcut și că de alea fugim. Școala pentru asta o facem. Și emoții care sunt mult mai plăcute și pe care le căutăm. Cele neplăcute se pot simți foarte copleșitor când suntem mici. Și ajungem să învățăm să fugim de ele din câteva motive. Unul dintre ele este că ele nu ne sunt acceptate în familiile din care provenim, pentru că nici părinții noștri sau noi ca părinți, nu știm cum să ne gestionăm emoțiile. Și ne e foarte greu să stăm cu emoțiile copiilor noștri sau le-a fost greu părinților noștri să stea cu emoțiile noastre. Și le-au respins. În momentul în care am simțit furie, mi s-a spus să mergem în camera noastră până ne calmăm. Sau am fost poate agresați pentru că am manifestat furie. Ne-au fost minimalizate emoțiile din spectrul ăsta, neplăcut, tristețea. Există oameni cărora părinții le-au interzis să fie triști și nu i-au putut accepta decât atunci când erau veseli. Și atunci, ce se întâmplă este că cel mai adesea, dacă ele nu sunt primite, ajung să se simtă într-un mod care este pur și simplu copleșitor. Copiii nu se pot autoregla emoțional.
dacă sunteți părinți în sală și e prima oară că auziți asta, de câte ori o să vedeți copiii voștri simțind lucruri intense, aduceți-vă aminte că ei nu se pot autoregla emoțional singuri. Nu au această capacitate. Așa cum nu au capacitatea să se lege la șireturi mai devreme de vârsta la care pot să o facă, nu au capacitatea să se regleze din punct de vedere emoțional. Au nevoie... Cam până la ce vârstă? Asta depinde foarte tare. Până la 45-50? Stau liniștit. Mai am. Pentru că dacă nu învățăm... Dacă nu învățăm asta când suntem mici, în conexiune cu adultul de atașament, nu vom ști să o facem niciodată și vom ridica la rang de artă rafinată fuga și ascunderea de emoții. Da? Deci, pentru că copilul nu se poate autoregla din punct de vedere emoțional și are nevoie de un adult de atașament care să fie acolo lângă el, să-i conțină emoțiile alea, să le valideze, să-i spună, fie prin comportament, fie verbal, că e în regulă că le simte. Că nu e nimic în neregulă cu el, că le are. Deci dacă lucrurile astea nu se întâmplă, copilul rămâne singur cu emoțiile lui. Eu am descoperit, lucrând cu mine, în primul rând, că așa arată iadul. Iadul este pe pământ și este în copilărie și el este sub forma unor emoții care sunt absolut copleșitoare și pe care copilul nu știe cum să le gestioneze și nici nu știe că vreodată se vor termina. Cine are copii mici știe că copiii nu au deloc acest mod abstract de a înțelege timpul. Da, când copiii sunt mici, ne întreabă când e mâine, când a fost ieri, câte nopți trebuie să mai dormim până mergem la mare. Timpul pentru ei se reduce la un singur moment, ăla de acum. Dacă există un moment în care chiar trăim în aici și acum și trăim clipa ca și prezentă, ca și cum ar fi infinită, aia este în copilărie. Și atunci copilul este blocat, practic, într-un moment perpetu, de acum, da? Care nu se termină. El nu are axa timpului abstract în minte să știe cum poate naviga pe ea și este blocat în momentul de acum. Imaginează-ți cum e să ai 2-3 ani, să simți ceva foarte, foarte puternic, cum ar fi furie, cum ar fi disperare, cum ar fi tristețe foarte mare și să nu fie nimeni cu tine acolo și tu să crezi că emoția aia, așa cum se simte, va dura infinit. Eu cred că așa arată iadul. Și atunci, ce soluție avem când suntem mici și singuri cu emoțiile astea? Una singură. Soluția automată pe care o adoptăm, strategia automată de supraviețuire, este disocierea de emoție. Cum mă disociez de emoție? În primul rând mă disociez de corp, fiindcă în corp se simt emoțiile. Eu înainte să intru aici, am stat cu mâna pe inimă, fiindcă îmi bătea inima foarte tare. Da? Toată fiziologia noastră se schimbă în momentul în care simțim emoții puternice. Și ce soluție avem? Ne amorțim și ne deconectăm de corp, ne disociem. Iar disocierea asta poate să aibă foarte multe grade și foarte multe feluri în care o putem face. Și acum... Cum suntem cu toții absolvenții ai școlii astea de care ziceai tu, toți avem o paletă largă de soluții de fugă de emoții, da? De la dependențe, de la scrolling pe telefon, de la multe mecanisme de coping nesănătoase, ca nu cumva să ajungem în contact cu emoțiile noastre. Cel mai interesant este că de asta ziceam că și la 45 și 50 de ani suntem în continuare repetenți la școala emoțiilor. Este pentru că noi avem o memoria noastră emoțională legată de cât de rău a fost să simțim emoția aia, rămâne blocată în stadiul ăla de copil. Când ai fost cel mai rănit. Când ai fost cel mai rănit. Dacă eu aș înțelege, dacă m-aș fi maturizat emoțional într-un mod sănătos, aș fi știut că astăzi o femeie de 46 de ani, mă dau exemplu pe mine, pot să gestionez absolut orice emoție, pentru că emoția vine și pleacă. Da? Pot să mă conectez la corp, să stau cu emoția și să o gestionez într-un mod sănătos. Slavă Domnului, acum știu. Dar dacă nu am făcut niciodată lucrul ăsta, senzația pe care o am este aia veche, că mă va copleși. Și atunci voi depune foarte mult efort pentru a nu ajunge să o simt. Mă amorțesc. Partea proastă cu amorțitul emoțiilor este că nu le pot amorți numai pe la negativ.
Și atunci le amorțesc și pe alea, că n-avem un, cum avem egalizatorul, cum au băieții de la voi, da? Poate să-mi zice mie vocea mai sus, un mixer. N-avem un mixer pentru emoții. Avem un singur buton. Când dau butonul încet pentru tristețe, pentru furie, pentru disperare, pentru, dau, îl dau și pentru plăcere, îl dau și pentru bucurie, îl dau și pentru entuziasm, pentru uimire, pentru toate celelalte. Și ajung să trăiesc, cum am avut eu, da? Pe mine m-au diagnosticat cu... Nesimțire. Nu. Da. Mă rog, neliniuță simțire. Depresie cronică, da? Care însemna, de fapt, incapacitate de a simți emoțiile la, la capacitate maximă. Dar nu era ceva cu care eu m-am născut. Nu era o problemă fiziologică. Era, a fost o decizie inconștientă pe care am luat-o ca copil pentru că eram copleșită de emoții și nu știam să trăiesc cu ele. Deci atunci când simți prea mult, copleșitor de mult, când e un mix de emoții, practic ai un buton în care alegi nu e un buton, dar și nu facem alegerea asta conștient. Este pur și simplu ca să putem supraviețui. Ori le simți pe toate și e greu de supraviețuit, ori le închizi pe toate. Este singurul lucru pe care putem face când suntem mici. Altfel credem, noi chiar credem și senzația asta este că vom muri. Nu pot să... Uitați-vă la noi, adulți, că suntem incapabili să stăm cu anxietatea, cu... Dar îmi de când sunt atât. E adevărat. Și atunci cred că o să mor. Dacă stau cu asta și asta nu se termină niciodată, eu o să mor. Dar oamenii mari ne-au învățat că tristețea nu ucide, nici măcar depresia. Ceea ce ucide, de fapt, este ignorarea lor. Așa este. Bun, dar cum ieșim din încălceala asta? Dacă avem doar modul ăsta de a fi amorțit sau a le simți din prea plin? Mai întâi ne dăm seama că suntem amorțiți, da? Că suntem disociați, că trăim în modul supraviețuire. Da? Cei mai mulți adulți care trăiesc așa sunt în modul friz, da? În mod real. Și asta se vede din faptul că suntem pe pilot automat. Da? Dacă mă observ că sunt pe pilot automat, înseamnă că am accesat modul freeze, înghețul emoțional. De principiu, îmi dau seama pentru că nu sunt bine. N-am cum să fiu bine când sunt disociat, când sunt amorțit din punct de vedere emoțional. Nu sunt în contact cu mine, nu simt bucurie, nu simt, cum ziceam, uimire, entuziasm. Sunt într-un... Trăiesc... Aveam eu o metaforă pe care o am înțeles-o târziu, când am început să mă caut și să înțeleg și să fac și să studiez trauma și așa. Scriam în prima mea carte că trăiesc ca prin vată. Așa trăiam. Dacă avem senzația că trăim ca prin vată, că totul e stompat, că nimic nu ajunge la noi, da? Ăla este modul freeze. Și atunci te miri de ce nu creezi conexiuni cu oamenii. Și multe. Și deci, în primul rând, de ce nu ești în conexiune cu tine? De ce nu te poți bucura? De ce viața nu este un spațiu binefăcător în care să-ți fie bine? Și încep să te cauți. Din păcate, noi nu ne căutăm preventiv niciodată. Ne căutăm după ce, abia când durerea de a nu simți durerea și de a nu fi în contact cu noi este mai mare decât confortul pe care l-am simțit altă dată sau durerea de care fugim. Și ăla e spațiu în care deja lucrurile s-au cam întâmplat. Deja a debutat o depresie, deja am instalat o anxietate generalizată cu somatizări puternice. Când se întâmplă lucruri care cu adevărat ne scot inclusiv de pe acel pilot automat. Să vorbim un pic despre cele trei. Tristețe, vinovăție, rușine. Care e cea mai grea dintre ele și cum poate fi vindecată? Mi se pare că cea mai grea dintre ele și cea care este cumva mai degrabă un construct, este rușinea. Rușinea este emoția care mă
depărtează cel mai tare pe mine de mine. Emoția care mă face să mă despart de mine. Și dacă eu sunt despărțit de mine, n-am cum să fiu bine. Pentru că rușinea este emoția care îmi spune că ceva este în neregulă cu mine. Ceva este fundamental stricat, greșit la mine și că dacă oamenii vor ajunge să vadă asta despre mine, nimeni niciodată nu o să mă iubească, nu o să mă mai accepte, nu o să mă mai aprecieze, nu o să mai pot crea niciodată conexiuni și o să rămân singur. Asta este rușinea. Rușinea toxică pe care... Uh-huh. Pe care mai grea decât vina, mai grea decât tristețe. Mai numește. E fundamentul adicțiilor, de exemplu. Rușinea. Rușinea, da. Pentru că îmi vorbește despre cât de neregulă sunt eu. Vinovăția e mai degrabă o emoție care mă face responsabil de comportamentele mele. Vinovăția vine și îmi spune că ceva ce am făcut eu n-a fost tocmai în regulă, poate a rănit pe cineva, poate a încălcat o regulă importantă și dacă am niște valori și morală și etică, conștiință, atunci apare vinovăția pentru comportamentele mele. Dar comportamentele mele nu sunt eu. Comportamentul e ceva ce pot îndrepta. Azi am greșit, dar învăț. Da? Emoția asta de vinovăție vine și este un indicator al faptului că n-am procedat tocmai ok. Și pot să îndrept lucrul ăsta, data viitoare să-l fac mai bine. Însă rușinea îmi vorbește despre faptul că eu nu sunt ok. Ce pot face? Eu sunt eu. Ce pot să fac ca să nu mai fiu eu? Să mă despart de mine. Știi? Și, exact. Și apropo de chestia asta, e un studiu al unui medic ungaro-canadian, Janos Sali, el cheamă, care ne arată că cel mai mare stres resimțit al omului vine din efortul uriaș pe care majoritatea dintre noi îl facem ca să fim altcineva decât suntem. Ca să nu mai simțim rușine, de fapt. Ca să fim acceptați. Ca să facem pe plac scenariilor părinților care, când am venit pe lume, n-au avut curiozitatea să vadă cine suntem cu adevărat, ci aveau deja niște povești despre noi în care au încercat să ne bage, să încăpem. Și atunci, pentru că noi ne naștem, suntem specia de mamifer cea mai dependentă dintre toate mamiferele. Suntem în simbioză și în dependență de părinții noștri foarte mulți ani față de alte animale, alte specii de mamifere. Și atunci eu am nevoie de mama sau de tata sau de bunicul sau de persoana care mă îngrijește, pentru că depind cu viața și cu moartea de atașamentul de el. Și dacă mama, tata, bunicul sau cine mă crește nu mă vrea pe mine exact așa cum sunt, ce voi face? Voi încerca să renunț și voi să renunț la părți din mine, să le resping, să le reprim, să le neg, în așa fel încât să fiu acceptat și să supraviețuiesc. Și e ceva și mai grav de atât, apropo de agresivitatea societății. Cred că Brené Brown spunea că sunt trei căi prin care noi combatem rușinea. Fugim de ceilalți, deci ne ascundem în noi, mergem către ceilalți, dar asta face foarte puțină lume, căutând ajutor, și a treia cale, ne situăm împotriva celorlalți, adică devenim agresivi, combatem rușinea prin agresivitate, făcând apel la rușine. Dar a patra cale, și de fapt asta e valabilă pentru aproape toată lumea, este că cei mai mulți merg pe toate cele trei căi. Adică ai nevoie și de ajutor, și te ascunzi în tine, și devii agresiv. E rușinea una dintre cele mai grave probleme individuale care se răsfrânge la adresa societății astăzi? Păi dacă ne uităm numai la numărul de dependenți, și nu la cei declarați oficial, ci la numărul de dependenți în mod real, și care este de 100%, da? Toți suntem dependenți. De ceva. De ceva. De un comportament mai mult sau mai puțin social acceptat. Pentru că cei care alergă la maratoane, de exemplu, sunt aplaudați pentru asta. Cei care alergă la maratonul de băut vin,
sunt rușinați pentru asta. Da, chiar, cei care pierd la păcănele, toată lumea îi suduie, cei care iau medalii la maratoane, toată lumea aplaudă. Cum așa? Păi, oamenii nu știu, ei nu înțeleg că și alergatul este tot o formă de amorțire, că se eliberează endorfine, endorfinele sunt un anestezic natural, nu mai simt emoția și am senzația că fac ceva fain. Păi. Și devin dependent de asta, adică nu îmi doresc, nu mă mai simt bine dacă nu mai fac asta, dar nu știu de ce. Nu mi-e clar lucrul ăsta. Dar pe la amărâtul care se duce și joacă la păcănele, pot să văd că el face ceva, uite, și pierde banii. Fiziologia jucătorului de noroc se schimbă în același fel ca, deși nu ingeră absolut nimic, dar absolut nimic, da? Se schimbă în același mod ca a celui care consumă cocaină. Incredibil. Și este exact același lucru, da? Circuitele dopaminergice, tot acolo, fix același lucru se întâmplă în creierul dependentului de jocul de noroc ca în creierul celui care consumă cocaină. 100%. Și iar jocuri de noroc, din păcate, în România, eu cred că numărul dependenților de jocuri de noroc este absolut uriaș și complet necunoscut. Mi se pare una dintre cele mai grave probleme pe care are România. Nediscutată, neconștientizată și la baza lui și acestui comportament, tot rușina stă. Și e rușine mare. Uitați-vă cum arată un thread de comentarii la o știre absolut tragică și îngrozitoare, cum a fost cea copilului care s-a sinucis după ce a pierdut la jocul de noroc. Avea 18 ani, 20, ceva de genul ăsta. Este absolut înfiorător. Pur și simplu este înfiorător. Să vezi ce poate să scrie oamenii la o astfel de știre. Cât de mult blam și rușinare pentru un om care a murit deja. Și agresivitatea aia, cum spuneam, tot din rușine pleacă. Și mai e o rușine pe care cumva o hrănește societatea. Văzut că vreo 3 decenii în urmă concurentele concursurilor de Miss aveau cam 8% mai puțin în greutate decât o femeie cu greutate medie. Acum au cu 23% mai puțin în greutate concurentele la Miss față de o femeie cu greutate normală. Nu știam statistica asta. Mi se pare foarte întristătoare. Care crezi că sunt cele mai mari lucruri care pornesc, obiceiuri, dependențe, care pornesc din rușinea asta a femeilor? Păi una dintre ele este dependența de, cum se cheamă, chirurgie estetică și de zona de beauty. Uh-huh. Care în momentul ăsta chiar așa arată ca o dependență. Pentru că e grav să fii prea slabă, e grav să fii prea grasă, e grav să fii prea tânără, e nasol dacă îmbătrânești și se și vede. Adică, de principiu, oricum singura soluție pe care eu o văd în momentul ăsta și pentru mine e să mor. Că doar așa nu pot să nu mai îmbătrânesc, nu am alta. Și pentru că nu avem altă soluție decât să murim sau să ne facem diverse lucruri ca să nu se șocheze lumea că ne-am permis să îmbătrânim, da? Și pentru că la femei statisticile ne spun că foarte, foarte mare parte din corpul ăsta de rușine cu care noi trăim vine din relația cu corpul nostru și din imaginea noastră. Stima de sine. Nu, din imagine, da. Imaginea de sine, da. Pentru că stima de sine are multe componente, nu are numai legătură. Din imaginea de sine. Din felul în care credem că ne percep ceilalți din punct de vedere fizic și cum ne percepem noi pe noi din punct de vedere fizic. Și din păcate noi pe noi ne percepem aproape întotdeauna distorsionat. Nu, creierul nostru este foarte interesant când vine vorba despre imaginea noastră corporală și tulburarea asta de dismorfofobie, care este foarte evidentă în cazul anorexicelor, de exemplu,
pentru că o femeie anorexică care este o mână de oase, nu mai are nici măcar vreun pic, nu doar grăsime, nici carne pe ea, în secunda în care se uită în oglindă, la modul cel mai real posibil, vede o femeie foarte grasă. Asta vede în oglindă femeia anorexică. Atât de mult... Astea sunt mărturiile femeilor. Asta se întâmplă. Asta este așa se cheamă dismorfofobie și formele ei cele mai grave se văd în anorexie. Atât de mult este afectat creierul și lentila cu care ne uităm noi la noi. Însă toate și toți suferim într-o măsură mai mică sau mai mare de dismorfofobie. Eu, de exemplu, încerc să-mi aduc aminte des, e un exercițiu pe care îl fac conștient când mă uit în oglindă, că nu este... că ce văd eu nu este ce văd ceilalți. Ceilalți văd, cel mai probabil, probabil cu 10-20%, depinde cât de în contact suntem cu noi și cât de mult ne acceptăm, dar de la 10% până la 80%, ceilalți văd altceva decât vedem noi în oglindă. Cum zicea și cântecul, tu mă vezi mai frumoasă? În cazul meu, cred că ieri vorbeam cu asta, cu o prietenă, în cazul meu, mie mi-a luat 38 de ani să știu despre mine că sunt o femeie frumoasă. Eram o femeie foarte frumoasă când eram tânără. Astăzi când mă uit la poze, nu pot să-mi imaginez cum puteam eu să mă uit la mine și să nu văd ce era în mod real acolo. Mă vedeam o femeie urâtă. Când mă uitam în oglindă, vedeam doar defectele mele închipuite, pentru că în mod real, eu m-am născut un om simetric. Mi-a dat Dumnezeu mama, sărmâna mama. Trăsături simetrice. N-am avut nimic cu adevărat disonant la înfățișarea mea. Eu vedeam niște lucruri care nu erau acolo și mă simțeam și mă credeam o femeie oarecum interesantă, pentru că nu semănam cu așa un șablon, dar urâtă. Și cum vindecăm imaginea asta de sine, rușinea asta? Păi, în primul rând, ne permitem să o simțim. Rușinea, pentru că ce ne spune rușinea, mesajul pe care ne-l transmite rușinea este că ceva e în regulă cu noi și că nu putem fi văzuți și acceptați. Că dacă ceilalți o să ne vadă, n-o să ne mai accepte. Ea trebuie dusă într-un spațiu în care este primită. Și este privită cu înțelegere, cu compasiune. Acolo e... Ăla este locul în care pot să vindec rușinea. Și atunci omul ăsta poate fi... care mă poate privi cu compasiune, cu înțelegere, cu dragoste sănătoasă. Poate fi terapeutul, poate fi un grup de suport. Poate fi orice spațiu în care pot împărtăși și pot simți vulnerabilitate fără să simt judecată și fără să simt că ceea ce mi se întâmplă mie este ceva atât de îngrozitor încât până și ăla o să renunțe la mine, terapeutul, de exemplu. Cu alte cuvinte, nu putem scăpa de rușine decât în conexiune. În conexiune. În conexiune atunci când... Autentică. Autentică, când pot să mă arăt, când pot părțile alea pe care le-am ascuns de mine... Uneori ele sunt atât de bine îngropate încât nici eu nu știu că sunt acolo. Da. Cum vi se pare discuția? Adică eu sunt fascinat, dar sunteți aici, da? Deci nu mă înșel. Uneori simțurile mă mai înșală, dar acum chiar am simțit că sunteți așa super în conexiune cu ceea ce... Profesorul meu... pe care îl iubesc eu cel mai tare și de la care am învățat cele mai multe lucruri despre compasiune și despre umanitate și traumă, Gabor Mate zice așa că only when compassion is present, people will allow themselves to see the truth. Doar atunci când compasiunea reală este prezentă undeva într-un spațiu, oamenii își vor permite să se uite la adevărul lor. Dureros. Nu poți să aduci durere și vulnerabilitate într-un spațiu în care nu te simți în siguranță. De altfel, cele mai multe cazuri de oameni care au ieșit din ghiara asta dependenței de jocuri de noroc, dar n-aș vrea să limităm doar la asta,
au ieșit atunci când au cunoscut pe cineva care a fost autentic interesat de ei, autentic în conexiune cu ei și au creat o relație care... Știi că opusul dependenței, oamenii cred că opusul dependenței este abstinența. Opusul dependenței este conexiune. Notați-vă asta, vă rog frumos, să nu uitați. Întotdeauna. Și din păcate, modurile în care se tratează dependența, și nu doar în România, sunt foarte departe de crearea de conexiune. Eu chiar am făcut acum, săptămâna trecută, am dat drumul unui grup de suport și de lucru cu dependențele, tocmai pentru că eu știu din propria mea experiență ce înseamnă lucrul cu dependențele și cum în grupurile de suport sau în centrele de tratare a dependențelor sunt aduși membrii ai familiei care le povestesc, de exemplu, un exercițiu care mi se pare absolut îngrozitor. Este acela în care în grupul de lucru pentru dependențe este chemat un aparținător care de față cu restul grupului îi spune dependentului cât de mult rău i-au făcut comportamentele și în câte feluri, Doamne, a fost rănit. Cum să combați rușinea cu rușine? Exact. Și, din păcate, modul ăsta, și aud de la clienți care vin și care au fost în terapie anterioare despre faptul că, în mod real, terapeuții certau în momentul în care consumau sau nu-i primeau în terapie, dacă sau diverse comportamente care creau și mai multă rușine, vinovăție și emoții disfuncționale. Pentru că, de fapt, dacă eu practic sau consum un obicei sau o substanță sau un comportament care încearcă să-mi amorțească emoțiile, focusul în terapie nu trebuie să fie pe comportament. Comportamentul este o cârjă emoțională de care eu mă ajut ca să-mi susțin emoțiile alea disfuncționale, dezadaptative. Unde mutăm focusul, practic, este pe emoție, pe cauză. Hai să vedem un pic care sunt emoțiile care apar în momentul ăla și cum facem să învățăm să stăm cu ele și să găsim mecanisme de coping sănătoase pentru a nu mai folosi aceste cârje emoționale care m-au adus în locul în care m-au adus. Nu ne concentrăm pe cât am băut azi. Nu contează asta. Contează ce fac cu emoțiile în momentul în care ele apar și eu mă duc să pun mâna pe pahar, pentru că e singurul lucru pe care știu să-l fac când ele apar. Da, spuneai că vinovăția poate fi până la o limită și sănătoasă? Pentru că mă responsabilizează, da. Ea e ca o busolă, să zicem, morală. Da? Și dar are o vibrație joasă. Vorbește despre... Acum, sigur că vinovăția nu e ceva fain pe care să-l simți și... Nu e, dar atâta vreme cât este într-un spectru din ăsta sănătos, da, am făcut ceva, văd comportamentul, mă simt vinovat, poate fac reparație, da, pentru că pot să mă simt vinovat și să... pentru că nu știu să stau cu emoția asta, să ți-o torție în cap și să devin agresiv. Da, nu așa. Da, deci poate fi sănătoasă în măsura în care ea e o busolă care mă ajută să-mi îndrept comportamentele și cât înțeleg că comportamentele mele nu sunt eu. Comportamentele mele sunt ceva pe care eu, cu care pot lucra, pe care le pot schimba. Dă-mi un exemplu din practica ta sau din experiența ta, când vina, vinovățirea poate să fie luată în sens de autocritică, adică te evaluezi... Eu nu cred în autocritică, nu cred în critică de niciun fel. Critica nu, critica duce la rușine. Critica de, în responsabili- de spirit critic, da. De responsabilizare. Ok. Păi orice comportament pe care eu îl fac, da? Și cu care după ce m-am răcit din punct de vedere emoțional, cortexul prefrontal începe să funcționeze din nou și evaluez comportamentul respectiv. Da, nu știu, uite, m-am certat cu iubitul
și m-am comportat pentru că am fost deturnat emoțional și au apărut niște emoții vechi care n-am știut, pe care n-am știut să le gestionez. Am spus sau am făcut ceva care în mod evident l-a rănit. Da? După ce m-am reglat din punct de vedere emoțional și a revenit rațiunea la locul ei, îmi dau seama, mă simt vinovată că am făcut lucrul ăsta, însă nu transform asta în sunt un om rău și un partener, da? Ci mă duc din vinovăție și fac reparație. Mă duc și spun, uite, îmi pare rău că m-am purtat în felul ăsta. Este pentru că ceva s-a întâmplat în urmă și asta mi-a amintit și a fost un trigger emoțional pe care n-am știut să-l gestionez mai bine și îmi pare rău. Dar nu trăiești cu vinovăția asta. Și nu transform ce s-a întâmplat într-o judecată despre mine care să mă facă să cred despre mine că ceva e în regulă cu mine în mod fundamental. Și fac reparație, îmi cer scuze, iertare și am grijă data viitoare, pe cât posibil, da, să nu repet lucrul ăla. Dacă n-aș simți vinovăție față de, și de când altcineva este rănit, cum aș ști să fac lucrurile astea? Și să spun iartă-mă. Și să spun iartă-mă. Dar furia până unde e sănătoasă? Furia este sănătoasă. Ce nu este sănătos este felul în care o gestionăm noi. Ea este sănătoasă. Cum ziceam, dacă mie furia mi se pare o emoție foarte importantă. Pentru că furia este emoția care, dacă rușinea este cea care vine și îmi spune ceva e în regulă cu tine, da? Și ești vai de capul tău și ești stricat și nu o să te vrea nimeni niciodată și ești ultima scursură, ce îmi spune furia este că limitele mi-au fost încălcate, că ceva mă rănește. Furia este emoția care mă apără. Fără furie, noi ca specie nu ajungeam în 2023. Da? Ea este o emoție de la bază, o emoție adaptativă și o emoție sănătoasă. Și din furie eu pot învăța să pun limite, pot să aleg să mă protejez, pot să înțeleg. Dacă mi-ascult corpul și transformările lui fiziologice când furia apare în corpul meu, că ceva nu e în regulă în momentul ăla cu ceea ce mi se întâmplă. Problema cu furia și cu ce se mai întâmplă, mai scriu eu despre furie și furie sănătoasă și nu există furie sănătoasă, furie e ceva rău. Oamenii au ajuns să confunde furia cu agresivitatea. Cu agresivitatea și cu comportamentele pe care noi le exhibăm în momentul în care am lăsat furie multă să se acumuleze, am pus capac, numai că și oala în care reprimăm și suprimăm emoțiile este limitată. Nu avem o oală uriașă ca în Jack și vrejul de fasole, unde să tot punem și să nu se umple, se umple. Și iese în modurile cele mai neplăcute și în locurile cele mai nepotrivite. Deci furia trebuie eliberată atunci când... Trebuie simțită, în primul rând. Da, noi avem senzația că furia trebuie, nu știu, batem cu pumnii, să facem lucruri. Nu, furia trebuie simțită. Și eliberată în sensul în care să verbalizez, să spun, băi, mă simt furios. Uite, ai făcut lucrul ăsta și simt furie. Adică poți să țipi la cel de lângă tine? Dacă... Nu să țipi. Nu. Să spui că simți asta. Să-ți dai seama. Dacă noi am fi lăsați să simțim furie, da? Și nu ne-am tot pune furie peste furie peste furie, ne-am dat seama că furia este o emoție la fel ca toate celelalte emoții, care trece. Trece foarte repede. Dar când ești furios în cuplu, nu-ți vine să-i zici m-ai înfuriat, simt o furie în corp? Sigur că da. Acum depinde în fiecare... Stai lângă mine că somatizez furia acum. Cum o simțim? Cum o negociem? Păi, în primul rând, trebuie să învățăm să o identificăm și să înțelegem că asta pățim. Că altfel, triggerele ne vor duce direct în comportament. Uh-huh. Da? Iar noi toți suntem niște adulți cu tone de furie acumulată și care nu a fost
simțită, eliberată în mod sănătos la vremea ei. De fapt, asta e problema. Mm-hmm. Eu, cu cât sunt mai reprimat din punct de vedere emoțional și cu cât nu mi-am permis să simt diverse emoții, cu atât ele când ies sunt mai disfuncționale, mai puternice, mai gălăgioase, mai agresive. Da? Asta e problema cu noi acum. Pentru că, de fapt, dacă am fi învățat să ne gestionăm emoțiile, am fi putut, în momentul în care ea apare, să ne dăm voie să o simțim în corp, acolo unde ea se produce, da? Și să nu ne mai luptăm cu ea, doar să observăm, să stăm cu ea și să vedem cum pleacă. Când fac exercițiul ăsta cu clienții mei, când simt diverse emoții, sunt absolut șocați că în secunda în care au dus atenția acolo și n-au mai fugit și nu s-au mai luptat cu ea, dispare. Ea dispare. Emoțiile nu sunt ceva care... Percepția că ele nu o să treacă niciodată este a copilului mic. Eu ca adult astăzi pot să învăț și să știu că pot să-mi țin emoția și să o conțin. Și dacă sunt în stare să o fac eu ca părinte, ca adult, o să pot să fac asta și cu copiii mei. Nu pot sta cu emoțiile altora dacă eu sunt incapabil să stau cu emoțiile mele. Petronela, am să spun o întrebare care cu siguranță o să te înfurie. Dar știi să-și gestionezi furia? Cel mai adesea. Iubitul meu ar putea să te contrazic aici. Pot rănile pe care le ascunzi cel mai mult să-ți fie cei mai buni ghizi în viață? Pot, dar nu pentru că ele există, ci în ciuda faptului că ele există. Adică știu foarte mulți oameni care și-au folosit, hai să zicem, trauma și-au ridicat-o, s-au folosit tocmai de ea pentru a face carieră în ceva, pentru a-și împlini viața. Am o veste proastă pentru tine, toți facem asta. Ah, super. În spatele comportamentului. Vrei să-ți vorbesc despre timiditatea mea care m-a împins să fac ceea ce fac astăzi? Exact, în spatele tuturor comportamentelor noastre, dacă ne uităm, da? Pleacă din traumă. Și trauma, în primul rând, e un cuvânt așa supra-uzitat în zilele noastre și pare așa că este... M-am dus la un film și m-am traumatizat. Trauma, ca să o înțelegem foarte bine, trauma vine din grecește și înseamnă rană. Da? Este o rană interioară, trauma, care poate și nu un eveniment exterior, nu trebuie să ne se fi întâmplat ceva foarte grav ca noi să fi fost răniți. E suficient să nu fi fost primiți în lumea asta cu tot ce am venit noi și să fi fost nevoie să ne ciuntim bucăți din sinele cu care am venit ca să facem pe plac părinților și să rămânem într-o conexiune de atașament cu ei. Deci, toți avem răni. Și rănile alea ne împing în mod inconștient să facem diverse lucruri pe care le facem. Da? Partea frumoasă vine în momentul în care și conștientizez lucrurile astea și nu le mai fac dintr-un drive inconștient. Da? Eu, de exemplu, știu despre mine că una dintre rănile mele mari a fost că nu am fost văzută. Ia uitați-vă câți oameni mă văd acum. Și chiar te ascultă. Da. Am făcut, mai întâi inconștient, da? Am crezut că fac alegeri de profesie pentru că îmi place meseria. Da? Dar de fapt în spate era acest drive inconștient venit dintr-o rană, că nu am fost văzută și am apărut 16 ani la televizor. Deci pe mine m-au văzut foarte mulți oameni. Da? Păi, acum... Ai apărut la ProTV, nu la Fain și Simplu. Exact. Nu. Momentul în care am înțeles că o parte dintre lucrurile pe care le fac au fost și pentru că nu am fost văzută și că nevoia mea era atât de mare și am putut să lucrez cu nevoia asta, am putut după aceea să aleg când să fiu văzută, cum să fiu văzută și să o fac în mod conștient, să nu mai fac dintr-un drive din ăsta care vine de fapt din rană. Și atunci întrebarea ta este, pot să ne fie rănile ghizi? Da, dacă le conștientizăm, dacă le vindecăm și ajungem să folosim ce
toate aceste abilități pe care trauma ni le dă până la urmă, că ni le dă, suntem ca să supraviețuim, punem la lucru un întreg angrenaj fizic, psihic, emoțional, da? Și să iau de acolo părțile bune și să le transform, dar nu pentru că datorită, Doamne, ce bine că am fost traumatizat, nu. Ci cauza. În ciuda, exact, din cauza. În ciuda rănilor, eu reușesc să fac asta. Din nu păcate, datorită lor. Da, din păcate, foarte mulți oameni nu fac asta. Noi ne uităm la oamenii care au reușit să transforme rănile în ceva frumos, în ceva bun. Însă majoritatea oamenilor nu fac asta, pentru că nu se uită acolo. Și pușcăriile, spitalele de nebuni, sălile de jocuri de noroc, birturile sunt pline de oameni răniți. Dar și Opera Națională. Și Opera Națională, dar da, de oameni răniți care vor să se vindece. Atunci pot să abordez problema asta așa? Ești de acord că oamenii care au trecut prin multe, prin multe vămi, piedici, greutăți, au cele mai mari șanse să devină mai buni, mai împliniți și definitiv mai fericiți? Au posibilitatea și șansele, dar nu întotdeauna aleg conștient sau inconștient să fac asta. Da, există. Da? Este pe masă și această posibilitate. Însă ea vine la pachet cu multă durere. Ca să transform în ceva bun, ceva rău ce mi s-a întâmplat, trebuie să trec printr-un proces de vindecare care este al naibii de dureros. Și atunci e mai simplu să mă morțesc. Și nu voi alege calea asta. Că de-aia zic, enumerarea pe care am făcut-o este plină de oameni care au trăit prin lucruri foarte grele, dar n-au putut, n-au avut această capacitate să treacă și prin procesul de vindecare. Tatuajul meu de pe umărul ăsta, asta spune, este un kintsugi, da? Arta japoneză de olărit, care ia lucrurile, obiectele sparte și apoi le lipește cu foiță de aur sau de argint, făcând obiectul mai prețios decât era înainte, dar cu toate traumele la vedere. Da? Deci eu cred că putem face asta. Dar trebuie bun, joburile le are fiecare. Important e să găsim foița de aur cu care să lipim. Și să facem munca, să luăm fiecare job în parte și să ne uităm, să vedem unde vine, cum trebuie asamblat. Să... E o muncă foarte, foarte grea. Metafora asta, înainte să cunosc arta asta japoneză, să aflu despre ea, metafora asta a unui obiect de porțelan zdrobit, mie mi-a apărut într-un grup de terapie din care făceam parte ca client. Și când, lucrând pe copilărie și pe ce s-a întâmplat cu mine când eram mică, asta a fost senzația, e o scenă pe care am scris-o și în privind înăuntru, că pur și simplu cineva a luat o bâtă și a lovit obiectul ăla până l-a făcut fărâmițe. Și că treaba mea este să iau toate bucățile alea care erau pur și simplu multe, mici și foarte zdrobite, să le pun la loc și încă lucrez la asta. Da? Nu, cred că nu se termină niciodată. Dar cred că putem da multă valoare rănilor noastre. Și putem, din spațiul ăsta, odată ce noi facem pace cu noi, să aducem multă înțelegere și compasiune pentru alții, pentru că cred că e lucru cel mai important pe care noi putem să-l aducem în lume. Înțelegere, umanitate, blândețe, compasiune pentru ceilalți. Dar trebuie să înceapă întâi cu cea pentru noi. Dacă eu nu sunt în pace cu mine, dacă eu față de mine nu am compasiune, față de mine nu am blândețe atunci când greșesc, nu o să pot avea pentru nimeni altcineva, nici măcar pentru copiii mei. Și de acolo începe. Și cu cât fac munca asta de vindecare, cu atât mai adaug în lumea asta un element care poate să completeze cercul ăsta de blândețe, de compasiune, care să aducă să ne scoată din critică, din rușine, din vinovăția toxică, din lucrurile care ne fac să ne îndepărtăm și mai mult de noi.
Bun, și acum, plecând pe logica asta, că din cauza traumelor am devenit ceea ce sunt, ar trebui să le mulțumim celor care ne-au rănit cel mai mult? Adică, pe principiu, cei care te-au rănit cel mai mult sunt și cei pe care i-ai iubit cel mai mult. Eu nu rezonez cu această idee, în sensul în care în sensul în care e un act de autoagresiune să fii recunoscător agresorului tău. Dar dacă mă uit la faptul că uneori agresorii mei sunt părinții mei, în momentul în care reușesc să fac pace cu mine pe interior, să-mi editez, de fapt, creierul mi-a editat deja povestea de viață, să o reeditez într-un mod sănătos care pe mine să mă așeze într-un loc de echilibru, voi putea să înțeleg și durerile lor, voi putea să înțeleg că nu mi-au vrut răul, voi putea să, sigur, dacă n-au fost psihopați. Că dacă au fost psihopați și, da, există, adică la modul foarte serios, există părinți cu foarte narcisiști, foarte sociopați, și așa mai departe, care chiar nu, acolo nu ai, din păcate, cu ce lucra și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să iei distanță. Dar dacă pot să văd rănile lor, pot să văd că nu au putut mai mult, pot să văd că în felul lor m-au iubit, doar că n-au știut să-mi arate și să-mi împlinească nevoile așa cum aș fi avut eu nevoie, atunci da, pot să mă duc și să spun: mamă, tată, te iubesc, da? Îți mulțumesc pentru părțile bune pe care mi le-ai dat. Pot face asta și pot ajunge în spațiul ăla de pace și de liniște interioară în care chiar să simt cu toată ființa mea că m-am împăcat cu trecutul meu și cu părinții mei și că pot să văd că durerea și trauma n-au început cu părinții mei, că au început, vine foarte de departe. Dar nu poți să-i mulțumești cuiva pentru că te-a rănit. Relație. Pentru că te-a rănit. E un act de autoagresiune să fac asta. Înseamnă că eu sunt în continuare într-o poziție de victimă. Nu. Pot să, repet, pot să mulțumesc pentru lucrurile bune pe care oamenii care ne-au și rănit le-au adus în viețile noastre. Dar nu pentru că ne-au rănit. Și apropo de relații pe care le ai, pentru că multe dintre relații nu sunt închise, adică nu te desparți de cineva atunci când te-ai despărțit. Așa este. Cum te desparți de cineva, Petronella? Cum te desparți sănătos de cineva? Cum te desparți sănătos, da. Cum știi că m-am despărțit? Păi, în primul rând, corpul știe. Da, întotdeauna corpul știe. Fiindcă în momentul în care simt pace și liniște în corp, în momentul în care nu mai simt agitație care vine, agitația poate să fie pentru că omul respectiv a fost agresor pentru mine și atunci încă apare anxietate în momentul în care aud de el, mă întâlnesc cu el în mod întâmplător, îmi scrie, da? Acolo nu s-a încheiat, acolo e un proces care încă este în desfășurare. În momentul în care mă pot uita detașat la lucruri în care nu mai simt emoții care să fie din zona asta de disfuncțional, atunci știu că m-am separat. Și că, în sfârșit, am putut să integrez pierderea respectivă, mi-am trăit perioada de doliu psihologic și că pot să fiu recunoscător pentru părțile bune, pot să le văd detașat și lucid pe cele care nu au fost bune și care au condus la despărțire. Nu mai am fantezii și automințiri din zona asta cu ce ar fi putut fi sau... Sunt lucid, detașat, fără emoții puternice care să fie atașate și pot să mă raportez la omul ăla ca la un om care a fost cândva important în viața mea și care m-a învățat niște lucruri, m-a și rănit, poate, dar care acum este în spate, în trecutul meu. E foarte interesant că
subconștientul nu ține cont de, de realitate, ci doar de, de impactul emoțional. Ca să-ți dau un exemplu, foarte mulți părinți mor fără a primi ultima îmbrățișare sau ultima vizită a copiilor, pentru că copiii nu pot să ierte impactul emoțional, că a fost abuz, că a fost abandon și așa mai departe. Deși tu spuneai că ar trebui să... Ar trebui, e dezirabil. E dezirabil să ajungem în punctul ăla. Fiecare dintre noi face ce poate. Nu. Și suntem toți cu rănile noastre, cu capacitatea noastră de a ne duce spre vindecare, cu mecanismele noastre de coping mai funcționale, mai disfuncționale, mai sănătoase, mai puțin sănătoase, și fiecare dintre noi se străduiește și face ce poate. Sigur că e dezirabil să ajungem în punctul în care putem să facem asta, dar dacă nu putem, înseamnă că aici suntem în acest moment. Și un lucru foarte important este să ne putem da nouă permisiunea să putem doar atât. Pentru că odată ce din spațiul ăsta, ok, văd unde sunt, da? Nu pot mai mult în momentul ăsta, deja se produce o schimbare și de acolo deja pot să încep să pot mai mult, doar pentru că mi-am permis să nu pot mai mult acum. Să nu mai lupt cu mine atât. Dar ți s-a întâmplat vreodată, apropo de atât pot, da? Să fii blând cu tine, te-am uitat, ai voie să fii furios pe tine? Ai voie orice. Cu blândețe. Ai voie orice. Nu e sănătos, nu e sănătos să fii furios pe tine. Deci cu tine trebuie să fii, da, blând. Dacă ești furios pe tine, ești practic într-o poziție de agresor față de tine. Da. Aș vrea să te întreb dacă există greșeli pe care le fac terapeuții cu pacienților. Nu mă duce acolo. Dați un pic de curaj, vă rog frumos, pentru că... Știi de ce te-am întrebat asta? Uite, am citit cartea asta, care se numește, am adus-o, Traume ascunse se numește, care e povestea... Sunt 5 povești ale terapeutei Catherine Gildiner cu 5 pacienți și ea își recunoaște greșelile cu ei. Atunci când te identifici cu povestea pacientului, cu... Contratransfer se cheamă, uh-huh, în psihologie. E minunat că există și terapeuți care au capacitatea să-și recunoască, pentru că toți greșim în relație cu clienții noștri într-o formă sau alta. Și e în regulă să greșim, pentru că suntem oameni. Ce nu e în regulă și ce va afecta grav relația terapeutică este să nu recunosc că am greșit și să nu vin cu reparație către clientul meu. Adică să fac același lucru pe care l-au făcut părinții lui. Dar tu ai un fel de autoritate părintească asupra pacientului, adică să ajunge la o astfel de relație? N-aș spune autoritate părintească. Ai o relație terapeutică în care clientul este vulnerabil și vine la tine conferindu-ți încredere, îi pune multă speranță în tine, vine cu... și uneori te pune și într-o poziție de autoritate. Da? Și atunci tu practic, într-un mod sănătos, trebuie să reiterezi relația pe care a avut-o clientul cu oamenii care l-au rănit cel mai mult atunci când era mic, însă, repet, într-un mod sănătos. Ori dacă eu ca terapeut fac greșeli pe care după aceea nu mi le pot asuma și îl fac poate pe client responsabil de asta, voi face exact ce au făcut părinții lui. Și ăla nu este, eu nu mă pot vindeca în același mediu care m-a traumatizat. Și, de fapt, greșelile pe care le fac terapeuții se pot rezuma într-o singură propoziție. Ne purtăm cu clienții noștri așa cum s-au purtat părinților cu ei. Și atunci nu e de mirare, iar noi ca... E foarte interesant că noi ca clienți de foarte multe ori, dacă eu repet, eu sunt și am fost toată viața, 20 de ani am fost client în terapie, sunt încă. Noi ca clienți în terapie ne vom duce în funcție de
unde suntem în stadiul nostru de dezvoltare emoțională către, foarte adesea, către clienți, către terapeuți care seamănă cu părinții noștri și care ne vor face lucrurile pe care ni le-au făcut părinții noștri într-o altă formă, mai elaborată, mai, da, că noi suntem cu școală. Știm să îi traumatizăm pe clienți fără să se prindă foarte bine. Da, asta facem. Dacă noi nu am lucrat suficient de mult cu noi, să ne dăm seama de lucrul ăsta. Și în regulă, pentru mine a fost absolut eliberator și poate unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut în viața mea, văzându-l pe Gabor Mate, lucrând în școala de formare pe care am făcut-o și admițându-și imediat greșelile și lucrând împreună cu noi în intervizare ca să ne arate cum a greșit în felul ăla și asumându-și greșeala și aducând-o în spațiu terapeutic pentru a repara relația și pentru a-l ajuta pe client să crească. Este minunat lucrul ăsta. Dar nu o facem. Cei mai mulți dintre noi nu o facem pentru că n-am lucrat suficient cu noi încât să ajungem în spațiul ăla. Deci da, din păcate, ce le facem clienților este că suntem duri cu ei în măsura în care suntem duri cu noi. Îi certăm. Nu eu. Doamne ajută. Da, aud foarte, foarte des poveștile astea. Ajungem să le punem în cărcă lucruri, le invalidăm emoțiile și experiențele, cum au făcut-o părinților. Dar poți să le deschizi clienților răni pe care nu sunt pregătiți sau nu pot face față în momentul ăla să le vindeci? Se cheamă retraumatizare. Foarte mulți terapeuți fac asta, da. Sigur că da. Mihai, cel mai simplu lucru este să rănești pe cineva. Iar noi chiar știm cum. Adică noi aveți știm... Aveți instrumentele. Noi știm ce le-a creat, dacă ne-am dus la școală suficient și da, noi știm, putem să ne dăm seama, dacă am lucrat suficient, foarte repede, de foarte multe lucruri despre un om, doar uitându-ne la postura lui corporală, doar uitându-ne la cum se îmbracă, la cât este de... în contact cu corpul lui, sunt atât de multe indicii care ne vorbesc despre durerile și rănile lor fără ca ele să fie verbalizate. Eu, de exemplu, recunosc o persoană care a fost abuzată sexual după doar câteva interacțiuni foarte scurte. Se poate întâmpla să mi se confirme asta niște luni după, dar mie mi-e foarte ușor să văd asta. Da? Și atunci eu, dacă aș vrea să-l forțez, să-mi duc clientul acolo unde nu e pregătit să se ducă, aș putea o face foarte ușor. Dar este foarte în regulă să fac asta, pentru că asta înseamnă să retraumatizez clientul și aș vrea să demontez acest mit, conform căruia dacă nu am plâns de mi-a sărit cămașa de pe mine în terapie, nu am lucrat. Cel mai ușor lucru e să faci un om să plângă. Ce faci după aceea cu el? Cum integrezi procesul ăla e foarte important. Nu trebuie să plângem la fiecare ședință de terapie. Și nu înseamnă dacă am plâns că asta am super lucrat în momentul ăla și gata, ne vom face bine. Poate că plâng pentru că am fost retraumatizat. În ritmul clientului trebuie mers atunci când el este pregătit să se ducă acolo. Nu forțând ușa cu berbecul. Deci, grijă mare pe unde mergeți. Pe ce drum mergeți? Petronela, dacă ar fi să îmi spui, să ne spui, cea mai frumoasă lecție pe care ai învățat în urma relației anonim cu un client, cu un pacient, cu un om care a venit în grupurile tale de terapie, în taberele tale, la munte, în Zanzibar, o poveste cu care să adormim în seara asta. Frumos. Uite, aș putea să spun, pentru că este și o poveste care cumva s-a spus singură, fiindcă este un client care a decis să își povestească procesul terapeutic. Un client care, când a venit, deși făcuse mulți ani de terapie înainte, nu avea deloc încredere în el. Venea din traumă complexă, da? Complex PTSD. Era într-un punct foarte negru din viața lui, din toate punctele de vedere, financiar, emoțional, relațional, și care
a putut și care credea, apropo de ce ai de greșelile pe care le facem noi ca terapeuți, că trebuie să-l cert. Și era foarte uimit că nu s-a întâmplat niciodată asta, că indiferent ce aducea în spațiu, și atunci a putut în spațiu dintre noi acolo terapeutic, era primit. Și că și-a putut aduce, apropo de rușine, lucruri pe care niciodată, deși avea mulți ani de terapie, niciodată nimănui vreodată nu ajunsese să le încredințeze. Lucru care e pentru noi, dacă suntem cumva apasionați de meseria asta și o facem din vocație și din dragoste pentru oameni, e ceva care te smerește foarte tare. În momentul în care un om vine și îți aduce ție ceva ce niciodată nimănui nu i-a spus, pentru că credea că dacă va face asta, va fi respins. Și în urma unui proces care a durat, încă durează, așa am rărit-o, uh-huh, pentru că se descurcă absolut extraordinar, a ajuns într-un punct în care are o relație sănătoasă și frumoasă, în care face din nou bani, în care trăiește din ceea ce îi place lui să facă, și este într-un punct în care când vine zice: Doamne, dar eu nici nu știam că se poate simți așa. Sunt bulversat cât de bine poate să se simtă viața. Și ce frumos e de fapt să fii în contact cu tine, cu emoțiile tale, să poți să trăiești din spațiul ăsta în care ești mai mult sănătos decât nesănătos din punct de vedere emoțional. Vă gândiți la povestea asta și la povestea voastră în seara asta când vă culcați? Hai să luăm niște întrebări din sală. Până atunci sunt foarte recunoscător pentru timpul ăsta care s-a scurs foarte, foarte repede. Am fost ca un copil, așa, nu mi-am dat seama că a trecut o oră și aproape jumătate de discuție. Mulțumesc, Petronela, și îți mulțumesc pentru sacrificiul ăsta, că știu că mâine pleci în tabără cu comunitatea ta și că ai vrut să vii aici. Și am citit în cartea asta, care e prima carte din biblioteca lui Morar, și sunt tare, tare mândru de ea. Psihoterapeuta dă un citat dintr-o poezie a lui Thomas Hardy, dintr-un poem în care spune că dacă e vreo cale spre mai bine, pentru ea trebuie să privești în față mai răul. Avem de privit mai răul ăsta, n-avem cum să ajungem la mai bine dacă nu privim mai răul. Din păcate, știu, eu răspundesc clienților mei că dacă aș avea o pastiluță pe care să l-o dau și să se facă instantaneu bine, aș fi tare fericită să o am, dar nu merge, nu există această pastiluță și singurul mod de a ajunge în partea cealaltă este prin. Și atunci trebuie să trec... Nu peste. Da. Și trebuie să trec prin ce am reprimat, prin experiențele trecute. Trebuie să-mi simt emoțiile pe care nu le-am simțit când trebuia, să-mi plâng lacrimile pe care nu le-am plâns. Dar dacă e cineva cu tine de mână acolo, care să creadă în tine, să știe din proprie experiență că se poate și că nu o să mori în procesul ăsta și că e lângă tine, travaliul ăsta e un pic mai ușor. Da? Și trecând prin, ajungi și în partea cealaltă. În conexiune e mai ușor. Îți mulțumesc, Petronela. O să te rog să ne ridicăm pentru întrebări, pentru că urmează să montăm quartetul. Că mai era convinsă că o să mă împiedic și o să mă prăvălesc în fața voastră când a văzut covorul ăsta, așa că încercăm să nu facem asta. Asta persoană ți-a adus aminte de copilărie? Te rog. Bună seara. Aud de la tine, Petronela, de procesul de vindecare și că este dureros. Personal m-ar ajuta să știu, din punctul tău de vedere, ce presupune. Mulțumesc. Câte ore avem? Niște secunde? Pe scurt, așa o să-ți spun. Eu am scris în cartea mea privind înăuntru, am
care are niște sute de pagini, am scris despre propriul meu proces, presupune exact ce spuneam mai devreme. Presupune o relație terapeutică bună și uneori relația asta terapeutică bună poate să fie și cu un preot, dacă este un... Da? Deci nu înseamnă că doar un psiholog poate să te ajute, dar o relație, o conexiune sigură în care să poți să încredințezi lucrurile pe care le-ai trăit și pe care le simți, să te poți uita la ele, după care să treci prin emoții, exact așa cum spuneam, să poți procesa emoția asta în mod sănătos ca să ajungi pe partea cealaltă. Pentru că ce face trauma este să ne distorsioneze foarte mult modul în care vedem lumea. Să ne restricționeze foarte mult răspunsurile la situații care altfel ar fi poate obișnuite, normale, dar la care noi avem răspunsuri emoționale foarte puternice. Și atunci e nevoie să mă uit la toate lucrurile astea, să trec prin emoție și să mă duc și să ajung în partea cealaltă. Cum ziceam, eu am 20 de ani de când fac asta. Eu am clienți care zic, cât durează? 5 luni? Păi, câți ani ți-a luat să ajungi aici? 45? N-avem. Deci 5 luni nu este un timp realist. Da? Și fiecare se duce în ritmul lui. Dar e nevoie, în primul rând, de un spațiu de siguranță și o conexiune bună, pentru că noi nu ne putem vindeca singuri. Am fost răniți în relații și în relații ne vindecăm. Tocmai aici ai încă o întrebare. Bună seara! Sunt curioasă care este partea cea mai dificilă din meseria pe care o aveți. Și bănuiesc că sunt părți și bune și mai puțin plăcute. Nu văd nicio parte care nu e bună în meseria mea. Cred că singura chestie care ar putea fi, de aici e, ține strict de cât ești de în contact cu tine și cât de ești de blând cu tine, este să ajungi să te supra-soliciți și să nu pui limite și să iei mai mulți clienți decât ai capacitatea și să faci cumva, să intri în rol de salvator în loc să rămâi în rol de terapeut. Cred că asta poate fi și este pentru mulți colegi de-ai mei o provocare să-și lase timpul necesar pentru a se încărca ei înșiși și a fi bine. Altfel nu văd. Și sigur, este partea asta în care intri în contact cu suferința umană și uneori suferința umană vine în niște forme pur și simplu abominabile. Da? Când lucrez cu oameni care au fost legați de calorifer când erau mici, care au trebuit de la 2-3 ani să cerșească ca să se hrănească singuri, care au trecut prin abuzuri sexuale care nu pot fi povestite, e greu, n-ai cum să... și nu te uiți la lucrurile astea detașat. Dar în același timp, este, cum spuneam, și smerenia și bucuria că oamenii din fața ta au găsit spațiul să aducă lucrurile astea și să le vindece. Mulțumesc pentru întrebare. Cristiana? Cristiana, acolo mai avem. Mulțumesc. Cum ajuți o persoană dragă care este dependentă să poată să accepte asta, să vadă asta, fără a intra tu însuți în rolul de salvator? Foarte bună întrebarea. Dacă ai ști cât de des aud și mie este, cred că aproape în fiecare zi primesc un mesaj pe tema asta. Nu poți să ajuți pe nimeni să se vindece dacă nu vrea să facă asta. Dar îi poți oferi conexiune. Îi poți oferi conexiune, îi poți pune la dispoziție instrumente, cărți, podcasturi despre asta, poți să îi oferi tot felul de resurse, însă decizia să fac un pas spre asta va fi întotdeauna lui și nu putem face noi niciodată munca în locul altcuiva. Și când avem această tendință, da, e foarte important să ne uităm la noi, să vedem ce din noi simte nevoia să-l controleze pe celălalt și să-l facă bine. Niciunul dintre noi nu este Isus. Nu avem capacitatea, eu nu vindec oameni. E foarte important. Oamenii se vindecă singuri. Eu sunt acolo doar ca ghid și să țin de mână pe drumul ăsta. Nimeni nu vindecă pe nimeni. Și ultima întrebare
Și ultim. Bună seara! Întrebarea mea este următoarea. Dacă deja ai conștientizat că îți amorțești toate emoțiile pentru a nu simți prea mult, deja ai conștientizat și mergând la diversi terapeuți, care sunt metodele pe care încearcă să le aplici asupra ta și totuși nu reușești să treci de partea cealaltă? Care este următorul pas? În a reuși, să zic, să... Nu mi-e clar ce înseamnă metodele pe care încearcă să le aplici asupra ta. Că nu e, treaba noastră nu e să aplicăm metode asupra clienților. Bănuiesc că orice terapeut la bază studiază niște tehnici prin care, de coping, hai să zic așa, prin care să-l ajute pe acel client să depășească anumite traume sau să poată să le facă față în timp. Și dacă, nu știu, să zicem că acel client își dă seama de aceste lucruri deja, adică înțelege că cognitiv. Este o tehnică, da, cumva, care se încearcă a fi aplicată asupra lui. Cum, nu știu, faci următorul pas ca să nu se mai întâmple, adică să nu stai, să nu fii sceptic, să zic așa, în ședințe și să vezi și să reușești. Acum, dacă ești sceptic în ședințe, înseamnă că ai niște rezistențe foarte mari, iar dacă ai niște rezistențe foarte mari, înseamnă că e multă durere în spate de care te temi să te apropii. Da? Iar asta un terapeut trebuie să vadă, să înțeleagă și să nu încerce să, cum ziceam, să intre cu berbecul în locuri în care clientul nu e pregătit. Ce aș sugera eu, ce cred că, ce aș face eu? Mă ajute în grupuri bine conduse, că sunt și grupuri care nu sunt foarte bine conduse și unde... Pentru că în grupuri vulnerabilitatea împărtășită este foarte vindecătoare. Da? Și acolo mi-e ușor și pot să învăț ce înseamnă să încep să stau cu emoțiile mele împreună cu alți oameni. Pentru că, cum ziceam, de fapt, incapacitatea de a sta cu emoțiile vine din spate și trebuie să învăț ușor, ușor să le dau drumul și trebuie să fie cineva acolo la prindere. Sau aș căuta un terapeut care e mai degrabă... specializat pe lucru cu emoțiile, care înțelege și are competențe în traumă și care poate să formeze cu mine o conexiune emoțională bună, sănătoasă, în care eu să încep să-mi dau voie să simt, pentru că știu că el este acolo. Mulțumim mult de tot! Și întrebarea bonus, foarte scurt și scurt și răspunsul. Bună seara și mulțumesc! Că au început să plângă copiii. Aș vrea să întreb ce înseamnă Dumnezeu pentru Petronela Rotar. Ce înseamnă Dumnezeu? Nu înseamnă... Pot să spun ce nu înseamnă Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu nu înseamnă o entitate care pedepsește, o entitate care stă cu ochii pe mine să vadă dacă spăl duminica. Nu este o ființă care a cărui treabă este să mă monitorizeze pe mine, să vadă dacă sunt suficient de bun sau de rău să intru în rai sau în iad. Și eu cred că noi l-am făcut noi pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Cred că Dumnezeu este o forță, o entitate care este în primul rând despre iubire. Cred că Dumnezeu e iubire. Mulțumim pentru toate întrebările voastre, pentru tot timpul, pentru toată răbdarea voastră. Mulțumim mult de tot pentru blândețe, Petronela. Te îmbrățișez. Și o să te rog, florile sunt pentru tine, să știi, nu ți le-am dat doar pe scenă. O să le iau în avion. Dacă mâine mergeți la Cluj și o să vedeți o femeie cu flori, eu sunt. Super. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru Petronela Rotar. Eu nu știu la care să vorbesc, dar mai am niște lucruri importante de spus. Să vă mulțumesc vouă, sper să ajungeți de vreme acasă, să nu-i supărați pe părinții voștri. Mulțumim tare mult Electripedia, platforma dezvoltată de Enel, pentru a consuma mai cu minte, mai cu... puțin, care poate să însemne mai mult. Mulțumim Lidl, Fiterman Pharma,
Aqua Carpatica și mulțumim pentru gust și pentru tradiție Purcari de asemenea. Iar acum, hai să ne conectăm din nou la ceea ce se întâmplă în scenă, pentru că nu întâmplător suntem aici la Opera Națională București. Mulțumim echipei de la Opera. A mers totul minunat. Am simțit conexiunea.